Ei au făcut o sperietoare din ăștia vor să închidă țara. Nu, nu e vorba de închis țara, dar de interveni punctual acolo, unii, în localitățile, în orașele, unii concentrații mai mari. Și problemele și exact, pentru a rupi lanțul ăsta de creștere. Deci aici o să fie nevoie, dar plus intervii și cu un pachet de compensare, da? Niște plăți financiare, niște, pentru cei care își pierd jobul pe o săptămână, două, dacă da, admitem că... Dumneavoastră v-ați interesat dacă acești bani există în buget și, sau pot fi identificați pentru a compensa aceste pierderi? Păi abordarea pentru e foarte că... simplă și noi le-am spus cum o să procedăm. Va trebui să oprim... Avem buget... Da, avem 14 miliarde de deficit. O aură imensă. Exact, dar sunt și alte cheltuieli neprioritare, care nu ne ard acum. Cumpărat de mașini, făcut de reparații, cumpărat de echipamente și așa mai departe, care pot să aștepte. Da. Aștepte bine mersi. Și atunci, primul lucru care trebuie să-l facem, să luăm, să trecem în revistă tot bugetul și să spunem, asta așteaptă, asta nu-i prioritate și așa și așa mai departe. Și să, aici, introducând restricțiile acestea, fie vineam cu, hai zic așa, cu binișorul și respectuos în relații instituții, veneam în fața Parlamentului și spuneam, vă rugăm frumos, astea sunt argumentele, modificăm legea bugetului pentru a oferi pachetul ăsta. Dacă nu avea să fie acceptat, atunci ne rămânea doar să merg pe asumare.